Salutare, prieteni! O să fac un nou video și înainte de a începe să puneți acolo un like, să vă abonați în continuare. Hai să ajungem la suma de 340 de abonați, vă rog eu foarte mult. Și acum o să vă arăt iepurii. Aici avem iepuroaica asta. Gri. Aici iepuroaica neagră montată, ureal german. Nu este pur. Poate este curșitură, nu contează, să fie mare. Am montat-o astăzi la fluturi, la masculul de fluturi. Aici surioara ei. Am montat-o și pe ea ieri, pe dânsa ieri și pe ea astăzi. Și gria aia, care am luat-o dat cu asta, am dat-o la schimb pe un mascul cardeleu, dar a și vătat la mine. Și am dat-o. Acum o să vă arăt. Aici avem puișorii de la femeala de ureaș. Cei trei. Aici avem femeala fluture. Curcituri de fluture trebuie să fete. Le-am dat și lor să roată niște cacadâr. Veți de cacadâr, așa se cheamă la noi. Aici femeia de mietis. Cei 11 puișori mănâncă, beau și ei apă, n-am treabă. Sunt foarte mari, nici n-au o lună. Acum pe 14 fac. Parcă sau pe 16, nu știu. Aceste două negre sunt femele. Falți. Trebuie să mai construiesc o cușcă, că n-am unde să îi înțerc. Pe ăștia. Pe șotioșii, ce mâncăcioșii astea. Sunt foarte mari. Hopa! Stați că l-am scăpat pe unul. Până aici pe lucernă. Sunt foarte mari. Au două luni pe 21 și sunt mari, îmi slăbească toată iepuraica și iepuraica acum pe 20, nu știu când, ori pe 1, nu știu chiar, am dat-o la mascul pe 20. Nu știu când am dat, o să mă uit și o să vă zic în următorul videoclip. Aici femeia de ureaș, ea foarte frumoasă. Am dat un băț și ei să roadă, uitați, am ros un pic din el, boabe. Acum o să vă prezint masculul. Op! Este foarte mare, este gras. Uitați, dar acum am năprlit, s-a bătut cu ăla albu, de-aia am despărțit că se băteau, adică masculul ăla cu ăla alb, munta femeia aia și pe ăla, dar normal că e proști. L-am pus aici, uitați-l, o să-l tai și pe ăla alt. O să deocamdată nu știu, n-am montat nicio femeie, cât că pe asta o să o montez. Este foarte mare. Opa. Este foarte greu. Aici avem femeala și masculul. Aici masculul de fluture și doi porumbei mi-am adus. Mi-a dat pe acolo ăla. Punem pe șol să plecăm și la ei. Am ajuns la porumbei, nu știu dacă se pot observa acolo, stați că mă sui să vi arăt dacă tot am ocazia. Stați că este foarte... Aici, dacă nu se poate vedea, știu. Aici.
cu luboiul. Oi, ăsta voiajor. Stai că mă focalizează. Stați un pic pe pauză să îl iau bine. L-am luat. Uitați-l, stați. Foarte frumos. Haideți să prind. Uitați-l că zboară. Am un pui. Uitați-l. Bă, că zboară de acum. Azi cum mai ia prățiorul. Uitați. Un talp complet. Ăla este un pic mai mare. Cred că o să iasă și ei la zbor. Să iasă că... Uitați. Și... Și cam atât cu acest video, cum v-am spus, puneți acolo un like, vă abonați în continuare și o să revin cu noi videoclipuri. Pa, pa!